Cum reținem codul culorilor pentru rezistori? Regulă memotehnică bazată pe compunerea culorilor. Facem un cerc. 0 este centrul cercului, culoarea neagră. 0, nimic, negru, întuneric. Împărțim cercul în 3 părți și obținem primele 3 cifre pare, adică nenule, și culorile care le corespund. Tricolorul României. 2, roșu, 4, galben, 6, albastru. Acum combinăm culorile. Pe raza 0, 2, la mijloc, avem 1. Ce culoare dă negru cu roșu? Desigur, maro. 1. Maro. Între 2 și 4 avem 3. Ce rezultă din amestecul culorilor roșu și galben? Ați ghicit! Portocaliu. Deci 3 este portocaliu. Și așa mai departe. Între 4 și 6 avem 5, adică verde. Combinația dintre galben și albastru. 5, verde. Ce urmează după 6? Urmează 7. Desigur, 7 este culoarea rezultată din amestecul lui albastru cu roșu, adică violet. Deci 7 este violet. După 7 mai punem un punct pe cerc. Imediat după 7, 8. Trasăm un segment de dreaptă din mijlocul cercului, adică din 0, în exteriorul cercului, trecând prin punctul 8. Capătul segmentului din exteriorul cercului este punctul 9, cifra care urmează după 8. Ce culoare este opusă lui negru, adică centrul cercului? Alb, desigur! Deci 9 este alb, iar între alb și negru este gri, combinația dintre alb și negru. Așadar, 8 este gri. Și cu aceasta am văzut toate cifrele de la 0 la 9 și culorile care le corespund în codul culorilor pentru rezistori. Simplu, frumos și colorat, nu-i așa?